Ultimul dintre românii care au îngrozit Italia după o crimă teribilă a fost prins aseară în România. Individul era dat în urmărire după ce împreună cu doi complici, dintre care unul tot român, ar fi ucis în chinuri o bătrână ca să o jefuiască. Suspectul a negat totul, dar a ajuns în arestul poliției capitalei. N-am urmărit pe nimeni. Ești vinovat? Nu. Tânărul, dat în urmărire internațională din 7 septembrie, când ar fi comis oroarea, a fost prins aseară pe drumul național 1. Era în mașină cu un prieten și, potrivit anchetatorilor, se îndreptau spre aeroport. Aveau bilete spre Spania. Ce s-a întâmplat în Italia? Nu s-a întâmplat nimic în Italia. Dar este acuzat că împreună cu alți doi, un român și un polonez, au ucis în chinuri o bătrână de 95 de ani. Cei trei știau că femeia are în optier 1500 de euro și au crezut că e treabă sigură, dar când au dat atacul s-au trezit cu doar 100 de euro. Femeia schimbase locul în care ținea banii. S-au apucat să cotrobăie după ei și atunci au fost surprinși de proprietară. Au reacționat în cel mai violent mod cu putință. Nu-ți recunoști fapta. Dar cine a omorât-o pe bătrână? Prietenul tău? După ce au bătut o crunt pe femeie, tâlharii au plecat cu un pumn de bijuterii, un laptop și o cameră video. În urma lor, bătrâna s-a stins. Primul care a căzut în mâinile anchetatorilor a fost polonezul, cel care de altfel a și pus totul la cale. Mama lui fusese menajera bătrânei. Celălalt român a fost prins zilele trecute în apartamentul său din Slobozia după o descindere în forță. De ce te căutăm? Nu. Nu știi? Ce s-a întâmplat în Italia? Nimic, la ce s-a întâmplat. Cei doi români ar putea fi extrădați în Italia și riscă să fie condamnați la 20 de ani de închisoare.